Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției și ex ministrul la păreri, Alexandru Pânzăr, va trece următoarele 30 de zile în penitenciarul numărul 13. Magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocană, au admis integral demersul procurorilor. Alexandru Pânzăr se declară nevinovat și spune că este un dosar făcut la comandă. Procurorul de casă a precizat că a fost nevoie ca acesta să fie plasat în arest pentru a nu fi influență desfășurarea anchetei, întrucât Alexandru Pânzăr a are statut în societate. Precizăm că acesta a fost reținut vineri în dosarul fostei direcții numărul 5 al Inspectoratului Național de Investigații. Fostul ministru al apărării a spus anterior că nu a încălcat legislația și că va fi maximum transparent și deschis cu procurorii care gestionează acest caz. Există instituții de drept în acest stat care trebuie să-și facă treaba și să nu admite erori în astfel de acțiuni. Eu răspund de fiecare acțiune a mea și sunt responsabil doar de ceea ce am făcut, nu de Ceea ce li se pare unora. Astfel, pe cazul dat, legislația nu am încălcat, iar tot ceea ce trebuia să comunic celor care gestionează cazul, vor comunica și vor fi maxim transparent și deschis, a declarat Alexandru Pânțări.